Bine v-am regăsit, oameni buni! Salut copii! Continuăm cu alte greșeli din presa centrală. Și vom începe cu un profesor universitar, Andrei Țăranu, care se apucă de jurnalism, dar are probleme cu limba românească. Cităm. Vadim a făcut de multe ori recutarea pentru celelalte partide. Recutarea. În dicționarul limbii române nu este cuvântul recutare, Dar, în schimb, este cuvântul recrutare. 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 Sper că l-am scris corect. Așadar, ditai universitarul, mănâncă litere, dragi copii. Nu știu dacă îl iertați sau nu îl iertați. Eu nu îl iert pentru că uh, emblema, haina, unui, unei personalități este vorbitul și scrisul ambele corecte în limba românească. Citez mai departe tot din domnul Andrei Țăranu, profesor universitar așa cum v-am spus. Zice domnia sa, scrie, pardon, astăzi intoleranța a devenit o virtute și naționalismul protocronist un curent recept, intelectualii fin pretându-se la așa ceva fără nicio jenă. Ei, acum, sigur, ați remarcat și dumneavoastră un stil bombastic, plin de neologisme, care probabil se adresează nu cititorilor ca mine și asemeni mai tuturor cititorilor zearului respectiv, nu, Oameni simpli, oameni cu, să spunem, o cultură în alte domenii decât cele uh, literare, să zicem, și care ar fi vrut să găsească acolo o informație pe care să o înțeleagă. Bine, chestiile cu, cu intoleranța, cu protocronist, cu intelectual fin, cu a se preta și așa mai departe, și cu jenă, nu, hai să zicem că ar mai merge. Ce ne facem, însă, cu cuvântul recept? Care este un cuvânt englezesc? Recept. Da? Îl ia din engleză și îl pune în limba română, gândind domnia sa că recept ar însemna ceea ce crede domnia sa. Numai că acest recept este un, un false friends cum spune unul din false friends, cum spune uh, englezul, da? adică un prieten fals, unul din prietenii falși. Și iată de ce, pentru că în engleză uh, recept uh, înseamnă uh, altceva. Înseamnă, iată ce spune Chambers, și am citat dintr-un dicționar semantic ca să nu uh, vă încurc cu termeni comuni. Acolo zice că este vorba de o imagine sau o idee formată prin repetiție și este asemănătoare percepțiilor. Deci, să ne înțelegem foarte bine. Așadar, un curent recept. Uh, uh, zice acolo va să fie imaginea aceasta formată de repetate percepții similare? Nu cred că acesta este sensul. Cred că recept, un curent recept acolo înseamnă primit. Autorul și închipuie că are legătură cu cuvântul recepție. Ei bine, cuvântul recepție în limba română vine din altă parte și nu are nicio legătură cu, cu ceea ce vroia domnul Andrei Țăranu să spună. Dar iată cum se complică un intelectual, și el fin nu? Se complică fără nicio jenă, preluând. Probabil un text pe care îl traduce, nu este exclus, nu am încă dovezi, n-am documentat și nici nu vreau să intru în detalii. E un nimic în fond, nu este o chestiune importantă. Nu mă interesează doctoratele domniei sale, nici ținuta intelectuală. Pe mine mă interesează doar scrisul în limba românească, iar scrisul în limba românească îl dă de gol. Așadar, nu stăpânește bine limba română sau. Vrea să ne demonstreze cu orice preț cât de englez este el, nu? Și că, iată, nu prea dă importanță uh, limbii române. Atunci, pentru ce scrie? Dacă nouă nu ni se adresează în așa fel, pe limba noastră, ca să-l înțelegem, da? Atunci, pentru ce scrie? Numai ca să vadă colegii cât de tare este domnul Andrei uh, Țăranu, ce mare intelectual este el. Sigur, asta este uh, situația multora dintre cei ce scriu în presa românească. Pentru că, să spunem foarte clar, profesia de jurnalist în ziua de astăzi este o profesie, profesie pe cale de dispariție. Vorbesc de presa scrisă. Mai continuă în audiovizual, să spunem, meseria de jurnalist. Dar și acolo cu păcate imense în ceea ce privește exprimarea în limba românească. Așadar, ce am reținut de aici? Folosirea greșită a neologismelor. Mai bine decât întunericul de neologisme, de cuvinte pe care nu le înțelege nimeni, nu? Vorba lui Simion Ștefan, a Mitropolitului Ardealului, nu? Care spune că cuvintele sunt ca banii, că banii aceia sunt buni care circulă în toate țările. Așa și cuvintele acelea sunt bune. Pre care le înțeleg toți Ei bine, domnul Andrei Țăranu A uitat de Mitropolitul Ardealului De Simeon Ștefan Și mergem mai departe la un alt Intelectual, la domnul Andrei Pleșu Îl respect, dar nu îi iert Niciodată Să spunem Lipsa de atenție în ceea ce privește exprimarea. De aceea îl voi aduce în emisiunea aceasta de fiecare dată când greșește. Așa cum fac și cu alți intelectuali, cum fac cu Stelian Tănase și mulți alții. Probabil cei ce urmăriți această emisiune, cei ce urmăresc această emisiune au observat lucrul acesta. Așadar, citesc din Andrei Pleșu. Zice domnia sa, adică scrie, Mereu prompt, în hârjoana bășcălioasă a unui pokerist începător, mereu sigur că e îndreptățit și continuă domnia sa în stilul acesta. Acum, situația este următoarea. Noi știm că avem în engleză un cuvânt care se scrie poker, da? pe care l-am scris și eu aici, Atâta doar că acest cuvânt circulă de mai bine de un secol în limba română sub forma poker. Și probabil că cititorii sunt obișnuiți cu forma aceasta de dicționar. Toate dicționarele dau forma poker. Ei bine, domnul Andrei Pleșu uită forma de dicționar și vine cu forma cu creația aceasta lexicală din termenul originar poker, da? Poker și iată scrie domnia sa cuvântul pokerist. Deci cu un sufix românesc, da? Înseamnă jucător de poker, același lucru, da? Și în limba română ați observat că este un cuvânt derivat, nu? Cu sufixul ist, pokerist, da? Ori mai fiind și alte derivate, asta e o altă poveste. De, sigur, și domnia sa trebuie să respecte limba română, așa cum e ea scrisă în dicționarele normative și în gramaticile normative ale limbii române. Rămân tot la domnul Andrei Pleșu și citez mai departe. De câte ori mă întâlnesc, direct sau indirect, cu ipostaze ale fuduliei, ca cele de mai sus, puncte, puncte, nu spun ce urmează. Că nu are niciun rost. Pe mine mă interesează doar uh, corectitudinea limbii românie. În primul rând, uh, celebrul intelectual nu evită cacofoniile. Ca cele, e evident o cacofonie dintre cele mai mizerabile, da? Dar aici este și o greșeală, oameni buni. Pentru că cele. Cele este articolul demonstrativ-adjectival din seria cel, cea, cei, cele. De aici am citat, da? Iar cele, iată, este în această serie. Da, numai că problema care mă încurcă pe mine este că după cele nu urmează un adjectiv, cele frumoase, da? Ci urmează mai sus, deci un adverb. Și atunci, corect era să folosească pronumele demonstrativ, deci ale fuduliei, ca acelea de mai sus. Și iată, în cazul acesta, situația s-ar fi rezolvat și eu nu l-aș mai fi dat în emisiunea noastră. Vă mulțumesc, oameni buni, pentru atenție. Dacă mai aveți și alte întrebări, precizări, explicații, controverse. Vă rog să mi le lăsați pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește. Rămâneți sănătoși, domnilor și doamnelor, pa copii!